Salut, camarazi! Astăzi o să vă vorbesc despre ceva care probabil că nu se vorbește prea des. O să vă vorbesc despre ceea ce bolșevicii ruși numeau idioții utili, știți? Din păcate și noi avem în România foarte mulți idioți utili. De exemplu, bolșevicii ruși sataniștii care au băgat comunismul în Rusia, deși mulți dintre ei erau oportuniști, habar n-aveau, dar ce e cu virgulă comunismul, dar pricepeau o chestie simplă, că prin comunism se ajunge la bani, la putere, la femei, la glorie, la ce vreți voi, înțelegeți? În Rusia bolșevică, după Revoluție, cei mai șmecheri a fost mafia rusă, care s-au infiltrat în Partidul Comunist rusesc, știți, sovietic. De fapt, și ei și cei cu șorțulețe, știți, au infiltrat și mafia și șorțulețe, dar uneori se întâlnesc la răscruci, se întâlnesc și mafia și serviciile secrete și toate astea și cei cu șorțulețe. Rușii aveau o vorbă, pentru că pe vremea comunismului cei mai mari lingăi ai sovieticilor erau francezi, în general elita franceză, în primul rând Simone de Beauvoir, și Jean-Paul Sartre, știi, care rușii le publicau cărțile în milioane de exemplare, care nu le citea nimeni decât câțiva inițiați, dar ei erau măguliți în treaba asta și în spate rușii numeau idioți utili. Așa și noi în România avem cel puțin 30.000 de idioți utili. Chiar astăzi am trecut prin centru la universitate și celebra cântăreață Delia, care ne arată fundul de pe toate continentele, de parcă ar fi fundul de aur, așa, făcea reclamă văcarilor la celebra CC, așa, ați înțeles, băutura lor, știți? Bă, frate, femeia asta mă dezgustă. Mi-am impus să nu mai ascult muzica ei, deși îmi place cum cântă, mi-am impus și nu mai ascult muzica ei, pentru că așa simt eu, femeia asta e dezgustătoare, e ordinară, e ceea ce se numește idioții utili. Pentru că la ea nu se pune problema ca la mine, că n-are pensie, că n-are ce mânca, că doarme pe stradă, nu. Ea a adunat milioane pe milioane și nu se mai satură, deci dracu a apucat-o de nas și o duce. Deci pentru mine e ceva jalnic și oribil, așa o simt eu. Plus că știți că în celebrele jury, după la televiziunile vândute străinilor, care ne prostesc și unde se cântă numai melodii în limba engleză, ei nu mai cântă românește, cântă engleză ca să-i facă păia mari. Bine, copiii care se duc acolo sunt prostiți, sunt îndobitoviciți, au rolul de carne de tun, cum spune neamțul, canon în futăr. Așa. După aia, celebra Ina. Bă, frate, asta la fel, a avut hituri mondiale, are bani, are tot ce trebuie. Nu înțeleg ce mai vrea, băi, femeia asta, că e o femeie tânără, simpatică, dar mă dezgustă, aceeași treabă ca și la Delia, nu se mai satură de bani, mulge de unde să nimerește, fără să gândească ce să petrece în spatele scenei, fără să aibă caracter, fără să aibă coloană vertebrală, ne mai vorbim că n-are nimica cu România și cu poporul român. După aia și fosta nevasta al lui Mutu, Alexandra, care și-a găsit un producător mai bătrân și mai cu bani decât ea și
a făcut o vedetă în Italia, nu știu ce mai caută asta în România și vine exact la aceleași televiziuni străine și vândute și absolut corpuri străine pentru noi românii, că noi nu avem nimica nici cu limba engleză, nici cu civilizația anglosaxonă, nici cu nimica. Noi avem o limbă primordială. Aici a început istoria, în România, în vechea Dacie și în Geto Dacia. Au fost uriași, au trăit uriașii, atlanții sau giganții, cum erau numiți de greci. Deci nu înțeleg ce mai caută femeia asta care trăiește în Italia și a făcut lume acolo, dar vine să mai umple sacul de dolari și în România, în loc să lase locul la cineva, deși locul ăla nu e de invidia, pentru că, cum v-am zis, sunt toți niște idioți utili. După aia, celebru Chirilă, Tudor Chirilă de la Vama Veche și Vama. Bă, omul ăsta, numai când mă uit la el, mă îngrozesc. Are o figură de prost și ce e mai rău la prost, că nu știe să-și ție gura închisă, știi, asta. De câte ori vorbește, e o catastrofă, știi? Așa? L-a votat pe Neamțu, care nu e român, are cipilică Neamțu, nu e cetățean român. L-a votat pe nu știu cine. Păi băi frate, dacă ai votat odată, de două ori și ai dat seama că sunt toți la fel, pe ce, de ce te mai duci, bă, ca prostul, ca bovina la vot? Iese pe la demonstrațiile alea cu numărul zis, cu măciuci, dar el e varză, e varză că, nu știu, are și, nu știu, un copil, doi, nu știu ce o să iasă din copilul lui, dacă el ca tată e prost, e un idiot util, care robotește, muncește pe plantația stăpânilor de sclavi străini care au venit în România să ne facă colonie și ne-au făcut. Pentru mine, Chirilă e cel mai, și el și cu Delia sunt cele mai proaste exemple de urmat de către copiii României. De-aia nu mai avem copii, adică avem câțiva inteligenți și restul sunt dobitoace, îndobitocite, cu căștile pe urechi, cu telefonul în ochi și toată ziua nu fac nimic, nu sunt bun de nimic, nu pot să-i duci, nu pot să-i trimesc cu porcii la păscut, că îți pierde toți porcii, vine fără ei. Deci, deja cred că avem o generație și jumate de îndobitociți. Și toți idioții ăștia utili, Delia, Ina, Alexandra, Cirilă și cei care vizi mai departe, ăștia pun mâna la îndobitocire. La fel și Chelu de la Paraziții. Ăsta pentru mine e un rebel cu bodniță, înțelegeți? În primul rând că fumează, nu? Trage pe nas, așa. Deci nu e un exemplu pentru copii și dacă fumează și bea cu siguranță, știți? Deci l-am văzut odată într-o emisiune cum a ieșit în culise că nu mai putea, nebunea că nu poate să fumeze, știi? Deci omul să dă el rebel, Chelu de la Paraziții, dar e un rebel cu bodniță, știi? Și bodnița și-o pune de bună voie singur, înțelegeți? Nu știu, cred că nu o să mai ascult nici muzica Paraziților, pentru că una e ce faci ca om și una e ce cânti ca artist. Înțelegeți? Dar artistul trebuie să fie în concordanță cu omul. Dacă tu ca om ești javră și dai un exemplu negativ copiilor României și generațiilor care vin și probabil care și copiii chiar bănuiesc, așa, ești un idol fals. În primul rând, te trădești pe tine însuți. N-ai ce căuta acolo și a, pentru că idolii ăștia falși sunt folosiți de corporații la distrugerea tineretului, poporului și țării românești. Altă vedetă, între ghilimele, e celebrul Ștefan Bănică, care eu când eram pe stradă și mi-era foame, l-am rugat odată să-mi dea și mie câțiva lei ca să-mi iau o pâine. Știți ce mi-a răspuns?
Asta e răspuns de jegos, știi, de tupei jegos. Ce vrei să-ți dau cardurile? Păi zic, nu, maestre, zic, nu v-am cerut cardurile, v-am rugat dacă puteți să-mi dați și mie, să-mi iau o pâine. Ce nu, că am numai carduri, n-am lichid la mine. Deci ăsta e răspuns de îmbuibat, de canalie care a uitat de unde a plecat. Și tasul era bronzat, dar tasul era finuț, știi? Înțelegeți? Păi când el e și lichea, că ții minte că în fiecare an își programează 3-4 concerte la sala Palatului, ce mai e mai tare ca Elvis Presley, nu? Așa. Pentru mine ăsta face parte și el tot din jururile de pe la corporațiile străine, din televiziunile românești. Și asta e tot un idiot util care pentru câteva frimituri, bine, frimiturile sunt mai multe decât salariul unui muncitor care muncește în trei schimburi și bolnav, dar ăsta e un vândut ca și toți ceilalți. După aia, celebra Bianca Drăgușanu. Individul asta e pentru mine sub orice critică. Deși se zice că ar fi luat bacul cu 8, cu 9, degeaba. E vorba românească care spune brânză bună în burduf de câine. Asta e Bianca Drăgușanu, o parașută botoxată, umflată, că nici nu știi dacă e ființă umană sau e robot. Asta tot la fel. Pune umerii ei delicați la distrugerea tineretului României. E un idol fals. N-are nimica de împărtășit, n-are nimica cu România. I-aș duce băiețelul în Dubai. Știți că acolo e patria ei la musulmani. Ei nu-i plac creștinii. De la creștinii vrea doar cașcavalul, știi, de la proștii de români care se uită la ea. Restul se duce să-i toace la musulmanii care merg pe cămile, știți? Asta e. Lista e extrem de mult, mare, mi-ar trebui câteva zile să vă închei. Îl pomenesc și pe șeful Federației Române, pe Burleanu, care ăsta tot e o săgeată a securiștilor pus acolo ca să nu ia Gică Popescu președinția. Pe lângă el mai pomenesc și pe licheaua de milițian, pe Dumitru Dragomir, care a făcut avere de câteva sute de milioane, furând de pe vremea lui Ceaușescu în uniformă, uniforma de milițian, deci o scârbă, o lepră bătrână, un individ care n-are nici neam, nici țară, n-are caracter, n-are coloană vertebrală. Și probabil că și copiii care are sunt la fel, beizadele, licele, tupeiști, tupeiști jegoși, știți, care au jefuit țara asta. La fel e cazul și lui Andreea Marin, care tot așa slujește corporațiile străine care au venit la jefuit în România. După aia și agagiști turci că românii nu sunt buni, musulmanii sunt mai buni ca românii. Vă dați seama cât de josnică e femeia aia. Eu numai când o aud cum râde așa fals și vorbește fals, mă apucă damblalele, știți? Așa. E o femeie care mi se pare de la creștere și până în tălp falsă, ipocrită, nici nu știu cum să o mai numesc. După aia, Dani și colegul lui de la, cum îi zice, de la Haznaua 3, parcă. Băi, frate, omul ăsta la fel. Bine că mergând în patru labe la televiziunea Varanului care ne-a jefuit și ne-a furat miliardele care erau ale noastre, e și el pe aceeași linie cu ăștia alții, deci tot un idiot util și el și colegul lui. Mai e și Diana Munteanu, mi se pare fosta soția lui, a fotbalistului Munteanu, care a fost pe la Dinamo, dacă nu mă înșeară memoria. Lătrăi, Lingăi,
stripturiști, oportuniști, toată ziua când îi aud cu un râd așa în hohote inconștienți, îmi vine să-mi bag copiii cu basca, știți? Băi, adevărul că în România prostia a devenit națională, știți? Unii se lasă prostiți, alții sunt inconștienți și pentru o mână de banda aur își vând conștiința, își vând viața, își vând caracterul, își vând tot. E drept că nemții au un proverb adevărat. Zice, dacă ți-ai pierdut onoarea, trăiești nejenat. Și așa e. Ăștia nu mai au onoare, nu mai au nimic. Dacă iese banul, cred că ling și unde au scuipat, nu mai se iasă banul, știți? Merg în patru labe, oricine le comandă, merg în patru labe, cașcavalul să fie acolo, și înțelegeți? Neamai vorbind, hai să mai mi-aduc aminte așa din memorie, celebrul Horia Moculescu, o groază de cântăreți români și cântărețe care n-au coloană vertebrală, au lins la greu posteriorul comuniștilor și atunci și acum apal capitaliștilor. Deci e greu pe lumea asta să fii și om și artist, și om și cântăreț, și om și scriitor. Uite că îmi vine în minte celebrul Mircea Cărtărescu, Olechea, fost ofițer de securitate, îmbârligat cu Gabriel Liceanu, altă Lichea, și cu Andrei Pleșu, altă Lichea, cu Paraschivescu, ăla tot o Lichea, și tot așa, băi frate. Și uite, acum am aflat, acum vreo două zile, că și vicele Academiei Române, Dumitru, e un turnător ordinar la securitate. CNSAS-ul l-au dovedit ca turnător ordinar la securitate. De curând, acum câteva săptămâni înainte să moară celebrul, cel mai mare turnător din România, boierul Constantin Bălăceanu Stolnici, a fost omagiat pentru 100 de ani, pentru vârsta de 100 de ani. De cine a fost omagiat? De preafericitul Daniel și de Aurel Pop, șeful Academiei Române. Bă, în pozițiile astea, e imposibil să nu știi că ăla a fost cel mai scârbos turnător din epoca comunismului, o javră ordinară, cum în Academia Română a mai fost cel puțin încă un turnător, Dan Berindei, academician, auziți, academician turnător, băi, înțelegeți? Asta e România comunistă care ne-a fost lăsată, moștenită de copiii și de părinții și copiii celor care au turnat. Adică Berindei, academician român, se ducea la Paris să-l spioneze pe cine? Pe Fisu, pe Mihnea Berindei. Securiștii îl trimiteau să-l spioneze pe Fisu. Faptul că președintele Academiei Române, Aurel Pop, a elogiat un turnător scârbos ca Constantin Bălăceanu Stolnici, și faptul că are vicele lui e un turnător ordinar, Dumitru, mă face să cred că și președintele Academiei Române e tot o Lichea, frate. Și cu asta sau un idiot util, știți? Sau e șantajabil, că așa lucrau caghebiștii și comuniștii români, securiștii. Șantajul, asta era baza, știți? Deci, camarazi, v-am făcut un video despre idioții utili care avem aici în România. Dacă vă place, îmi ziceți și mai urmez și cu alte nume. Vă pup cu drag, vă aștept la comentarii, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!